Două medalii de bronz în interval de o lună. Este performanța tânărului judocan Eugen Matveiciuc, care a urcat pe podium la cupele europene de judo printre cadeți, desfășurate recent în Italia și Turcia. A fost foarte dificile, dar am stăruit foarte mult, am muncit, am fost mereu în pregătiri, prietenii, antrenorii, părinții m-au susținut pentru aceste competiții și am fost încrezut în mine. Am muncit foarte mult pentru aceste rezultate. Datorită acestor rezultate, sportivul nostru a urcat pe locul 5 în ratingul celor mai buni judocani din Europa, la categoria sa de vârstă, și a obținut cota de participare la Jocurile Olimpice Europene printre juniori din 2017. Eugenie este un băiat foarte muncitor, cu un caracter puternic. S-a dovedit acum la Antalya și când am fost la Italia, la Folonic, s-a arătat că are un caracter de luptător adevărat, cu pregătire tehnică bună, cu pregătire fizică bună. Женя очень серьезный кандидат на то, чтобы получить медаль на детских олимпийских играх. Это первые старты такого уровня для Жени в этом сезоне и вообще в его спортивной карьере. Vicepreședintele Federației Moldovei de Judo, Corneliu Dudnic, a precizat că lotul național de tineret este unul foarte puternic și speră că în următorii ani tinerii judocani din Moldova vor obține rezultate remarcabile la principalele competiții internaționale. Asta fiind posibil doar cu suportul Federației de Profil și a Ministerului Tineretului și Sportului. Молодежная сборная очень серьезная. В составе нашей сборной есть чемпион Европы по молодежи, в составе нашей сборной есть два призера, есть чемпион фестиваля Олимпийских игр. План подготовки мероприятий у нас есть, осталось только получать средства для того, чтобы ребятам можно было выезжать на старты, на соревнования и на сборы. Vara din 2017 va fi una de-a dreptul aprigă pentru Eugen Matveiciuc. Sportivul se pregătește intens pentru participarea la un șir de competiții internaționale și speră să-și îmbogățească palmaresul de distincții. Acesta a fost scopul meu în acest an și mă voi pregăti în continuare pentru a obține medalii și la campionatul european și festivalul olimpic. Eugen Matveiciuc are 16 ani și este campionul Republicii printre cadeți și juniori, dar și medaliat cu bronz printre seniori.